Dragi prieteni, bună seara, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, suntem din nou în direct, așa cum v-am obișnuit, miercuri la ora 20. Și începe misiunea de astăzi prin a vă spune că am avut o revelație. Mi-am dat seama că această emisiune are un impact extraordinar asupra multor oameni. Am observat acest impact analizând comentariile de la ultimele emisiuni. Emisiuni care au cunoscut o audiență foarte mare și, prin urmare, au fost foarte multe comentarii. Și am rămas șocat. Aproximativ 10%, între 5 și 10%, dintre cei ce vizionează această emisiune, au de-a face cu un fenomen foarte interesant, foarte ciudat. Pur și simplu, intră diavolul în ei, ascultându-mă pe mine vorbind, și încep să scrie fel de fel de inepții, să înjure, să arunce cu noroi, să-și verse dracii din ei pe mine. De ce? Pentru că eu vorbesc despre o lume mai bună, despre o lume mai dreaptă, despre iubire, despre dragoste între oameni, despre umanism, despre o societate mai bună în care tuturor să ne meargă mai bine. Ei bine, atunci când vorbesc despre aceste lucruri, există un anumit segment de privitori care pur și simplu explodează. Care pur și simplu simt nevoia să înjure, să jignească. Și am stat și m-am gândit, băi, ce se întâmplă? De ce? Cu ce îi poate deranja ceea ce spun eu? Cu ce îi deranjează atunci când eu lupt împotriva corupției? Cu ce îi deranjează atunci când spun că eu nu mai vreau să fim sclavi? De ce trebuie să înjuri un om care spune că nu mai vrea mafie politică și vrea dreptate socială? Să nu mai fim batjocoriți, noi cei mulți, 20 de milioane de români. Nu, efectiv, trăiam într-o dilemă fantastică. Nu înțelegeam care e motivul pentru care mă înjură. Și am înțeles. Până la urmă, stând și analizând fenomenul, am reușit să pătrund profunzimile acestor reacții. Există. Noi nu realizăm. Noi, oamenii normali, nu realizăm. Dar există un segment de populație care se nasc cu un handicap sufletesc. Așa cum le spun eu, obișnuiesc să le spun în discuțiile cu apropiații, care au diavolul în ei. Ei bine, acești oameni, când aud de dragoste, de bunătate, de compasiune, de generozitate, de dreptate, de libertate, în momentul în care oamenii aceștia posedați aud aceste lucruri, pur și simplu ies dracii din ei și încep să înjure, să jignească. Încep să verse tot răul din ei. Practic, se întâmplă același lucru care se întâmplă la biserică. Probabil ați văzut secvențe la televizor, când oameni posedați de diavol sunt duși la popă și când le arată crucea, intră în fibrilații. Încep să urle, să se zbuciume, să se tragă de păr, să se dea cu capul de pereți. Ei bine, același fenomen am observat, se întâmplă la alți parametri. Atunci când eu vorbesc în emisiunile mele despre lucruri bune pentru toată lumea. Practic, putem foarte ușor să depistăm, să identificăm prin această emisiune pe toți cei ce sunt posedați de diavol. Toți cei ce încep să înjure, să facă ca toți dracii, uitându-se la această emisiune, pur și simplu se demască, își arată adevărata fața sufletului. Acești oameni, dragii mei, nu sunt de acuzat. Ei sunt niște oameni care s-au născut cu un handicap. Ei au o problemă uriașă. Așa cum scria Osho, întâmplarea a făcut să dau peste un citat din Osho chiar astăzi și l-am postat pe meritocrația.ro înainte de emisiune. Există oameni care urăsc, care au ura în ei, fără să-și explice. Urăsc tot ce mișcă în lumea asta. Se uită la televizor și urăsc pe unul, se uită pe stradă la cineva și urăsc, stau în mașină și îl urăsc pe cel din fața lor că l-au depășit, îl urăsc pe cel ce e în fața lor la coadă, sunt oameni care urăsc în mod natural. Ei bine, am observat ceva. Există printre voi, privitori ai acestei emisiuni, care cândva m-ați urât foarte tare. Eu cunosc câteva exemple. Sunt oameni care m-au înjurat, care m-au terminat efectiv prin fel de fel de postări, prin acțiuni, prin
Comploturi pe Facebook. Sigur că da, știți, cei mai mulți dintre voi, cei ce priviți această emisiune, cei ce sunteți acomodați cu emisiunea mea, știți cazuri celebre al unor oameni care au scos niște mizerii de neimaginat împotriva mea, nu doar jigniri, ci invenții, scorneli. Au inventat fel de fel de bazaconii. Și care, în timp, stând de vorbă cu mine, au devenit mari meritocrați și mari susținători ai mei. Ei bine, se pare că această emisiune are și un rol pedagogic important. Reușește să scoată răul din unii dintre acești oameni posedați. Se întâmplă acest lucru, vă spun, garantat. Așa că, eu am un sfat pentru voi. Cei ce aveți în familie, printre prieteni, cunoștințe, oameni animați de rău, oameni pe care îi simțiți ca o suflete întunecate, convingeți-i să se uită la emisiune. Sigur că, da, o să sufere. Prima, a doua, a treia emisiune vor suferi cumplit. Și mă vor înjura, nu e nicio problemă, eu nici nu mă mai supăr, chiar n-am nicio problemă că sunt înjurat de către unii și alții, dar există mari șanse ca privind această emisiune, în timp, să se lepede de diavol și să devină oameni buni. Există șanse ca cei ce mă înjură și mă acuză pentru meritocrație, uitându-se la această emisiune, să vadă că nu e nimic rău în meritocrație, că este un proiect pentru o lume mai bună, să devină chiar meritocrați. Să devină oameni mai buni, să devină oameni pe care să ne putem baza în viitor. Soluția nu este ca cei răi să fie împușcați. Soluția nu este ca cei răi să fie puși la zid. Primul pas trebuie să fie a încerca să-i reeducăm, să-i readucem, să-i recuperăm, să-i aducem lângă noi. Abia după aceea, dacă vedem că în niciun fel nu se poate, sigur că da, nu e normal, nu este uman să lași lupii în mijlocul stânii de oi, pentru că vezi, Doamne, săracul pușor trebuie și el să mănânce. Nu, dragii mei, cu cine nu merge exorcizarea, cu cine nu merge o rezolvare cu binișorul, ăștia trebuie duși în pușcării și lăsați să le putrezească oasele acolo, muncind pentru binele societății și stând într-un loc unde să nu poată face rău altora. Nu din răutate, nu din răzbunare, ci doar pentru a-i proteja pe cei buni și a-i proteja și pe cei răi. A-i proteja să nu mai poată face fapte rele. Este o rugăminte pe care o am la voi toți. Când vedeți oameni, când identificați oameni din aceștia plini de ură și răutate, prin comentariile lor la această emisiune, încercați să-i contactați, să vedeți ce-i de capul lor. Poate se poate face ceva. Poate putem să-i aducem pe drumul cel bun. Trec acum, după această scurtă introducere, trec la actualitatea românească, la evenimentele petrecute în ultima săptămână, care nu au fost puține și nu dau semne a detensiona atmosfera din țara noastră. Protestele au continuat, este drept, cu un număr mult mai mic de participanți față de primele săptămâni de după ordonanța aceea de urgență a lui Ciordache. Protestele au continuat, așa cum ne-am obișnuit, cu câteva mii de manifestanți, protestatari, care sunt, așa cum v-am mai spus, latura dură, sunt profesioniștii, sunt cei ce sunt acolo în stradă, nu doar dintr-un simț dezvoltat al dreptății civice, nu doar din dragoste de dreptate, ci care mai au și alte interese. Am să vă povestesc o întâmplare. Un meritocrat de aici, din Brașov, coleg cu noi, a fost aici la Brașov și el la protest și a încercat să distribuie flyere cu meritocrația pe care le tipăresc eu la Fundația Primo. Ei bine, dragii mei, s-a trezit dintr-o dată cu câțiva hândrălăi care au venit pe el, au cules toate flyerele pe care le împrăștiase pe la oameni, le-au smuls din mână oamenilor și au luat toate flyerele pe care le mai avea meritocratul nostru în mână și au interzis să le mai distribuie. Mai mult, a fost pe punctul de a lua o bătaie bună de la aceștia. Și n-am înțeles de ce. Era un protest
la care putea să participe oricine. Nu era un protest organizat de PNL sau de PSD sau de Uniunea Soros pentru România. Era un protest spontan, ca să-i zicem așa, pentru că nu era organizat și neatribuit de nimeni. Un protest la care normal oricine putea să meargă și să spună păsul. Ei bine, dragii mei, am observat cu această ocazie că noi, meritocrații, nu avem voie să împărțim flaiere pe care scrie jos mafia politică. Și am stat și m-am gândit, mă, de ce oare? Oare cei ce sunt acolo și protestează, nu protestează împotriva mafiei politice? Împotriva ceea ce se întâmplă de 27 de ani în această țară? Am fost un pic intrigat, dar nu am făcut un caz mare de chestia asta, că am zis, mă, nu e nicio dovadă că cei ce au avut această faptă necurată asupra meritocratului nostru ar fi neapărat uneltele cuiva. Cu toate că i-am bănuit. Pentru că acest protest s-a vrut peste tot a fi manipulat de către cei ce vor să dea jos guvernul PSD și care vor în locul lui un nou guvern meu, un nou guvern de tehnocrați, un guvern Cioloș. De ce? Pentru că guvernul Cioloș are o susținere foarte mare din partea unor forțe importante din afara țării. Guvernul Cioloș nu a fost și nu este foarte apreciat de către români. În schimb, a fost foarte apreciat de către corporații, a fost foarte apreciat de către diplomații de la Uniunea Europeană și mai ales de către Marea Ocultă Mondială. Oculta Mondială este cea care s-a bucurat cel mai mult de guvernul Cioloș, care a profitat cel mai mult și care i-ar fi plăcut ca guvernul Cioloș să mai continue încă 4 ani în care ei să-și desăvârșească opera în România. Adică transformarea României într-un adevărat bastion al noii ordini mondiale de tip neoliberal. Cu homosexuali, cu, știți voi bine, cu corporații peste tot, cu un popor de sclavi care să lucreze pe salarii de mizerie, cu toate resursele economiei naționale trecute în mâinile lor, cu toate pădurile la ei, cu tot pământul agricol la ei, cu o Românie îngenunchiată total și de ce nu chiar sfârtecată, împărțită în 3 sau 4 regiuni, că așa le place lor. Regionalizare. E bine, dragii mei, nu le ieși pasența, poporul român, nevinovat, vă spun că n-a fost o chestie pusă la cale de români, vezi, Doamne, s-au mobilizat românii fantastic ca să salveze țara din ghearele corporațiilor. Nu, în mod nevinovat, românii, dintr-un instinct național, ca să-i spunem așa, au ales cu majoritate un partid ticălos, un partid nemernic, acest PSD, dar care prezintă o singură calitate. Că nu este de acord să lase țara în mâinile corporațiilor, care consideră acest partid PSD că România trebuie jefuită de ei, de politicienii români, nu de către oligarhii străini. Și românii, în nevinovieția lor, au ales ori să nu meargă la vot, dacă erau total anti-PSD, ca mine, ori au ales să se ducă la vot și să sprijine PSD-ul dintr-un instinct de conservare, dintr-o reacție anticorporații și anticapitalism neoliberal. Ei bine, dragii mei, am înțeles că noi, meritocrații, nu avem voie să ne spunem părerea la aceste meetinguri, la aceste proteste. Nu e voie să spui jos mafia politică, pentru că asta scrie în manifestele noastre și scrie vrem meritocrație. Adică vrem o lume mai bună și dreaptă. Până astăzi am fost într-o dilemă. Păi au fost niște idioți care făceau exces de zel și care nu vroiau să fie interpretat că, vezi, Doamne, manifestația ar avea vreun caracter sau ar fi vreo încercare de deturnare a manifestației, sau chiar erau plătiți să aibă grijă ca aceste manifestații să păstreze o linie foarte clară și într-o direcție foarte bine definită și plănuită. Până astăzi, când CVS, să vezi, domne, citesc un interviu cu o fostă șefă a Consiliului Județean Brașov, penelistă, care face destăinuiri extraordinare.
din mijlocul PNL-ului. Și ne spune că la mitingurile acestea care au loc la Brașov, sunt o grămadă, sunt toți membrii PNL-ului acolo, făcându-se că nu se cunosc între ei, dar acționând toți ca un tot unitar, fiind înțeleși ca acest protest de la Brașov să aibă o direcție clară. Să fie jos PSD-ul, jos guvernul și să taie orice încercare al cuiva de a avea vreo altă revendicare, ca de exemplu meritocrația. Așa că, dragii mei, ne-am cam lămurit cu protestul civic. În mod sigur, dacă ordinul este pentru PNL Brașov de a acționa în felul acesta, cu siguranță ordinul este la nivel de țară. Peste tot peneliștii acționează în același fel, infiltrați în mijlocul. Sigur că da, 90% dintre cei ce protestează sunt oameni cu simț civic dezvoltat care sunt împotriva mafiei politice, nu doar împotriva PSD-ului, ci ca noi meritocrații împotriva întregii mafii politice. Dar au grijă membrii PNL și USR, infiltrați printre ei, să fie direcționat, canalizat protestul acolo unde trebuie. Nu împotriva întregii clase politice, nu împotriva corporațiilor, cum am văzut că la București au încercat câțiva să pună panouri în care atrăgeau atenția ANAF-ului să verifice corporațiile de ce nu plătesc impozite în România și imediat, exact ce am pățit noi la Brașov cu manifestele confiscate, exact la fel s-a întâmplat la București, unde imediat au apărut niște oameni de bine, foarte bine organizați, atenție, nu 1-2, că 1-2 nu poate să-l convingă pe ăla cu bannerul cu vrem ANAF-ul control la corporații, nu poate să-l convingă să-i dea banner. Pentru că au venit câțiva, 10, 5-10 găligani, care când se dau la tine și te amenință că iei și o bătaie ca lumea dacă nu dai bannerul, au fost nevoiți să renunțe. Ei bine, același lucru se întâmplă peste tot în țară, cu siguranță. Acest meeting, acest protest, ocazionat de gafa uriașă făcută de PSD și de Dragnea, a dat ocazia CIA-ului, SRI-ului, partidelor PNL și USR să iasă din nou la atac, exact cum a ieșit la colectiv, pentru a încerca să-și reașeze guvernul meu în fruntea țării. De ce? Ca să ne întoarcem, să-și continue Cioloș cadourile către corporații și subminarea acestei țări în favoarea corporațiilor. Sigur că da, așa pare un leitmotiv. Orice se întâmplă în România e Soros și corporațiile. Vezi, Doamne, noi am devenit românii niște naționaliști care urăsc corporațiile și străinii. Nu, dragii mei, eu vă spun o chestie. Eu lucrez cu corporații, cu mari corporații. Eu vă spun că România nu are altă șansă astăzi, după ce și-a pierdut 90% din economie care a trecut în mâinile străinilor. Nu are altă șansă de a merge mai departe decât cu aceste corporații. Nu se poate altfel. Eu nu pot să fiu un anti-străin, un om care are atâtea contacte cu atâtea țări, cu atâția oameni de afaceri din toată lumea. Eu nu sunt împotriva lor. Eu sunt împotriva sclaviei pe care o practic ei în România. Eu vreau ca cetățeanul român să fie tratat de corporație, așa cum e tratat cetățeanul austriac, așa cum e tratat cetățeanul neamț, așa cum e tratat cetățeanul francez și cum e chiar și cetățeanul maghiar care a impus respect. Asta este ceea ce vreau eu. Eu vreau ca acea corporație, Siemens sau Bosch, care vine în România sau Continental, să dea și românului pentru aceeași muncă același salariu pe care îl dă în Germania. Vreau să fie dreptate. Eu vreau să nu mai fie țara asta îngenunchiată prin intermediul nenorociților de politicieni. Eu nu mai vreau să văd că un guvern românesc dă subvenții marilor corporații străine, dar pentru firme românești nu există decât ANAF-ul și amenzi uriașe pentru orice nimic ca să ne desfințeze. Ei bine, eu nu mai vreau așa ceva. N-am nimic cu străinii. N-am nimic cu corporațiile. Eu am cu borfașii ăștia de politicieni care și-au trădat țara. Nu 1, 2, 3, toți. Toți și-au vândut țara pentru foloase avantaje personale ca să facă averi
Și ca să nu fie băgați la pușcărie. Pentru că acum sunt șantajați cu dosare, toți. Pentru că uitați-vă la ei. Toți politicienii români care n-au fost niciodată oameni de afaceri sau angajați la firme private sau corporații, care au fost doar lefegii la stat, sunt multimilionari în euro. Și nu-i întreabă niciodată nimeni de unde au banii aia. Această instituție numită ANI, care ar trebui să verifice marile averi, băi, fraților, ați auzit vreodată să fi verificat vreo avere de politician? Nu. Nici nu o să auziți. Păi cum o să verifice ei politicieni când acest institut este condus, creat și lucrează având în spate politicieni? Politicienii au numit conducerea acestui ANI. Politicienii și-au infiltrat rudele în acest ANI, în această instituție. Păi cum să verifice acum această instituție politicienii de averi ilegale? Exact la fel cum Curtea Constituțională trebuie să ia decizii corecte în favoarea țării, dar cum să o facă? Atunci când ei sunt numiți jumate de Băsescu, jumate de Ponta. Ce pretenții poți să ai această Curte Constituțională să dea decizii corecte? Și a câștigat vreunul din ei postul prin concurs, prin forțe proprii, a ajuns acolo ca să zică nu datorez nimănui nimic? Nu. Au fost numiți pe bază clientelară și pe bază de dosar cu care sunt șantajați. Dacă nu ascultă de ordine, sunt băgați la probleme, la DNA. E bine, dragii mei, ce vreau să vă spun este că protestele astea de astăzi, care încet încet par a se stinge, vor renaște. Vor renaște mai puternice. Focul revoluției mocnește și abia în următoarele zile va izbucni puternic. Știți de ce? Pentru că această mârlănie făcută de Ciordache cu Ordonanța 13 a fost nimic pe lângă ce ni se coace acum. Acum, la ora actuală, se coace în Parlamentul României o nouă lege. Legea grațierii și amnistiei. Prin această lege, care nu va mai fi noaptea pe întuneric și pe furiș, va fi pe față. Va fi discutată în Parlament, se va da la televizor cum se discută și atenție, am văzut deja imagini din Parlament, din comisiile juridice. Toate partidele, toți politicienii din Comisia Juridică nu pun problema că nu trebuie dată grațierea. Nimeni n-a pus problema că nu trebuie. Ci cum trebuie dată? În ce termeni? Cum trebuie păcălit poporul să nu se enerveze prea tare? Dar eu simt că acest popor nu e atât de prost cum pare. Și presimt eu așa că acest popor se va ridica din nou. Și nu va accepta această lege a grațierii și amnistiei prin care toți marii gangsteri din pușcării ori vor ieși din pușcărie, ori li se va reduce pedeapsa la nimic, iar cei ce au dosare, gen familia Băsescu, Udrea, Cocoș și așa mai departe, știți pe toți că, de fapt, ce politician care a condus această țară nu are dosar în justiție? Cred că nu există așa ceva. Toți au dosare în justiție. E imposibil să n-ai. Cum să nu ai când tu ai lucrat doar la stat și ai avere de milioane de euro? Că doar dacă vrea să te protejeze, DNA-ul nu ai dosar. Ei bine, toți vor scăpa. Vor scăpa de pedepse cei ce îi spășesc și vor scăpa să mai facă pedepsă cei ce au dosare în lucru, în justiție și care le amână de 5 ani, 10 ani. S-ați văzut. Vântul abia ieri a primit o pedepsă în 2017 pentru o faptă făcută în anul 2000. 17 ani de proces. Asta este justiția din România. 17 ani de proces. Sau cum a avut Ghiță, un alt proces, care după 12 ani s-a prescris fapta. Nu mai avea rost să se judece. Asta este justiția. Păi în Constituția meritocrată, dragii mei, scrie clar. Niciun proces nu poate să dureze mai mult de un an de zile. Un proces trebuie să aibă sentință. După un an de zile trebuie să știm clar. A greșit sau nu a greșit ăla. Ce porcărie, ca să vezi ce șmecherie au inventat tot politicienii, să se prescrie o faptă. Adică dacă ești șmecher și amâni procesul la nesfârșit, după, să zicem că se prescrie fapta, că ai furat, să zicem, 1 milion de euro, după 10 ani se prescrie. Ei bine, dacă ai lungit procesul 10 ani, n-are rost să se mai dea sentința că s-a prescris, ai scăpat de pedeapsă. Că
să vedeți ce șmecherie. Păi cine poate să facă așa ceva? Poți tu omul de rând care ai furat o găină? Poți tu omul de rând care ai luat și pagă un borcan de mieră? Să-ți lungești un proces 10 ani? Păi te costă avocații de te nebunesc. Business-ul ăsta este rentabil doar când e vorba de milioane de euro. Când e vorba de milioane de euro, îți poți permite să plătești un avocat 10 ani, să te coste 1 milion de euro, că tu ai câștigat 10 milioane din ce ai furat. Sigur că da, nu e nicio problemă. Dar nu poți să faci asta pentru o găină. Pe cum, să dai 1 milion de euro la avocat că tu ai furat o găină de 10 euro? Special făcute aceste legi pentru ei. Sunt portițe create special pentru ca legea să fie una pentru cei bogați și hoți și alta pentru cei sărmani. Ei bine, dragii mei, vine Revoluția cea mare. Pentru că acest popor nu va înghiți această lege a grațierii și amnistiei prin care, atenție, aproximativ 1.000 de infractori, oameni periculoși, hoți, vor ieși în 1.000, nu, 4.000. 4.000 împărțit la 40 de județe, 100 de infractori pe județ vor fi liberi. 100 de lupi flămânzi vor mișuna pe străzile orașelor noastre în căutare de pradă. Iar pradă va putea să scadă fica, fiul, soția, tu, poate să se urce peste tine în casă în timp ce dormi noaptea, poate să se întâmple orice, poate să intre să-ți dea în cap ca să-ți fure o pereche de pantaloni. De ce? Pentru că este în interesul lor, a celor ce fac legile, să salveze lor pielea. Și odată cu ei, se strecoară pe lângă ei și niște alți profitori care, atenție, nu sunt hoți din ăștia care vând creioane, care cumpără creioane pentru statul român cu 100 de lei bucata. Nu. Sunt oameni din aia periculoși, care te tâlhăresc, care îți fură din casă, care îți fură portofelul cu salariul din buzunar în tramvai și așa mai departe. Și noi trebuie să suportăm aceste riscuri. De ce? Pentru că ei au interes să scape lor pielea. Iar ei sunt unanimi. Sunt înțeleși. Toți sunt uniți în cuget și simțiri să voteze această lege. Ați văzut, probabil la știri, că nu se pune problema dacă, ci în ce formă. Asta este tot. E bine, ce îmi pare mie rău? Că acum, atunci când românii vor ieși din nou în stradă, de ordinul sutelor de mii de oameni, noi vom fi cei cu atitudine civică. Pentru că de data asta ies și eu, vă spun drept. Dar noi, ăștia, care vom ieși pentru dreptate socială, vom fi din nou îngrădiți, manipulați, ni se vor interzice drepturi cetățenești și libertăți democratice de către bandiții de politicieni infiltrați printre noi și care au grijă să direcționeze protestul în direcția în care doresc ei. De aceea vreau să vă spun ceva. Vouă celor ce aveți un pic de minte, vouă celor ce aveți un pic de respect pentru voi atunci când vă uitați în oglindă, să nu vă fie rușine. Intrați în mișcarea meritocrată și organizați-vă în filialele județene. Mergeți la aceste proteste. Trebuie să mergem. Nu vă mai spun să nu mergeți. Trebuie să mergem, dar trebuie să mergem organizați. Și atunci când vin useriștii lui Soros și peneliștii lui Cioloș, și încearcă să oprească să distribuim flaiere cu meritocrația, să le dăm peste bot. Să-i luăm și la bătaie dacă trebuie. Să ne apărăm. Trebuie să luptăm pentru țărișoara asta. Trebuie să luptăm dacă vrem să mai rămânem în țara asta. Dacă nu vrem să luptăm, atunci nu mai rămâne decât un lucru, să plecăm toți ăia buni de aici și să lăsăm doar diavolii, satanele aici, să se mănânce între ei. Dar dacă vrem să rămânem în țara asta, noi ăștia, oamenii buni, trebuie să luptăm pentru ea. Trebuie să luptăm pentru libertatea noastră. Trebuie să luptăm pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Nu se mai poate altfel. Trebuie să ieșim în stradă, dar trebuie să fim uniți. Pentru că dacă suntem dezbinați, fac ce vor cu noi, satanele astea de politicieni. Să fim grupuri unite, să distribuim flaiere și să strigăm jos mafia politică. Vrem meritocrație. Să strigăm, meritocrația salvează România. Pentru asta vă spun, trebuie să formăm filiale județene. Contactați-vă între voi, cei din aceeași filială. Contactați-mă pe mine dacă vreți să luați legătura între voi. Haideți să ne strângem, să fim uniți.
Când mergeți la proteste în Cluj, în Timișoara, în Iași, în Craiova, în Brașov, în Constanța și sunteți 20 de meritocrați, un grup omogen, nimeni nu poate să vă stea în cale. Credeți-mă. Nici useriști, nici peneliști, nici soresiști, nici nimic. Și impuneți-vă voința. Strigați, vrem meritocrație. Și strigați jos toată mafia politică, nu numai PSD-ul. Că nu numai PSD-ul este cancerul acestei societăți românești. Toate partidele, toți au trecut pe la conducere în 27 de ani și toți ne-au arătat ce sunt. Niște excroci, niște bandiți. Vă stau la dispoziție celor ce aveți inițiativă și vreți să creați coeziune în filialele județene. Contactați-mă și vă pun în legătură între voi. Trebuie să facem acest pas neapărat. Nu putem să trecem la fapte mari până când nu ne organizăm în filiale. Vin fel de fel de oameni și îmi spun, domnul primul, mai trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să... Stau, mă, că n-am ce să fac. Primul pas este să ne unim. Să creăm aceste nuclee, aceste filiale locale. După care trecem și la fapte mari. Dar întâi trebuie să fim câte 20, 30, 50 măcar în fiecare filială județeană, ca să avem forță. Eu sper să reușim până la urmă. Mă ambiționez, vedeți, și sunt de o tenacitate extraordinară. Nu mă las. Pentru că încă mai sper că putem să ne salvăm țara asta. Nici pe plan internațional lucrurile nu stau mai bine. La sfârșitul săptămânii trecute, dragii mei, a avut loc o conferință la München internațională care a trecut oarecum neobservată în România, nu i s-a dat prea multă atenție. Nu i s-a dat prea multă atenție pentru că nici ei, mari factori de decizie de la nivel internațional, nu ne-au dat nouă României prea multă atenție. La această conferință internațională de la München au participat toți marii șefi de stat din lume. Toți aceia care au un cuvânt de spus în lume, care au o voce ascultată și care pot să influențeze anumite decizii la nivel mondial. Toți au fost acolo, au fost și ungurii, au fost și bulgarii, prin președinți sau prim-ministri, au fost polonezii, cehii, nemții, austrieci, americani, ruși, toți au fost prin oameni foarte importanți și care puteau să ia decizii. Mai puțin românii. De la noi a fost unul singur, bătrânul acesta nefericit de Meleșcanu, dar care nici n-a fost acolo. N-a fost în sala de conferință. S-a dus probabil până la München și a urmărit lucrările conferinței din camera lui de hotel, probabil cine știe la câte zeci de kilometri de München. El zice că a fost. Nu l-a văzut nimeni acolo. E bine, în cadrul acestei conferințe de la München, am avut mai multe lor de poziții interesante și s-au cam conturat viitoarele sfere de influență. Foarte interesant mi s-a părut discursul ministrului de externe al Rusiei, care a spus că țara sa dorește un alt fel de ordine mondială, una justă și democratică. Citez din Lavrov, ministrul de externe al Rusiei. Nu suntem de acord cu cei care acuză Rusia de tentativă de a distruge ordinea mondială liberală. Criza acestui model era programată întrucât conceptul de globalizare politică și economică a fost construit de o elită de state pentru a le domina pe celelalte, a spus Lavrov. Liderii responsabili trebuie să facă o alegere, a spus el. Sper că această alegere va fi cea unei ordini mondiale democratice și juste. E bine, dragii mei, același lucru spun și eu de 5 ani. Că această nouă ordine mondială pusă la cale de mari păpușari mondiali este o nouă ordine mondială strâmbă, incorrectă, nedemocratică, care are un singur scop. De a îngenunchea statele slabe, de a le pune la dispoziția marilor oligarhi mondiali sau cum li se spune, ocultei mondiale. Când o spun eu, poate unul și altul spune, bă, primul are din astea vise de ale lui, teoria conspirației. Bă, fraților, eu poate vorbesc din filme, poate eu sunt mai țăcănit. Dar Lavrov ăsta e ministrul de externe al Rusiei și spune exact ce spun eu de 5 ani de zile. Că trăim într-un capitalism neoliberal care îngenunchează, care aduce la stare de sclavie popoarele lumii
și care are un singur rol. De a crea această nouă ordine mondială prin care oculta mondială să domine totul, să transforme lumea într-o mare societate sclavagistă în care ei să fie stăpânii și noi să fim vitele care trag la plug. Și omul spune clar că nu vrea ca Rusia să fie stăpâna lumii. Nu vrea ca Rusia să împartă sfere de influență. Vrea relații juste și democratice, corecte între state, fără ca unii să-i asuprească pe alții, fără ca unii șmecheri să-i domine pe ceilalți. Tot în această conferință, sigur că da, ca răspuns la acest discurs al lui Lavrov, au sărit toți la gâtul lui, spunându-i că Rusia a anexat Crimea și să dea Crimea înapoi. Sigur că este o aberație. În primul rând, Crimea n-a fost niciodată parte a Ucrainei. În 2000 de ani de istorie, Crimea a devenit pentru prima oară parte a Ucrainei în 1991 sau 92. Până atunci n-a fost niciodată parte a Ucrainei. A fost parte a Rusiei. Dar să trecem peste chestia asta. Nu e atât de important asta. Ceea ce m-a frapat pe mine este de ce nu cer statele astea, Germania, Franța, Anglia, Statele Unite, ca și Kosovo să se întoarcă la Serbia. Pentru că acolo s-a întâmplat exact același lucru în Kosovo care s-a întâmplat în Crimea. Un stat, o bucată dintr-un stat, s-a separat de restul statului. Bine, e o diferență. În Kosovo această ruptură s-a produs prin război și prin intervenția americanilor, care au forțat această rupere, în vreme ce în Crimea a fost un referendum și peste 90% din populația Crimei a votat pentru unificarea cu Rusia. Bun, dar să zicem că nu este asta problema noastră. Păi, dragii mei, nu e problema noastră, numai că noi suntem între ei. Dacă începe un necaz mare între Rusia și restul lumii occidentale, imediat primul lucru, rușii vor ajuta pe sârbi să reanexeze Kosovo. Ăsta este un mare focar de război aici. Și noi suntem la mijloc. Rușii, ca să poată să ajungă în Serbia să-i ajute pe prietenii lor tradițional pe sârbi, trebuie să treacă prin România. Și să nu credeți că o să treacă prin România cerând viză. Deci, încă o problemă mare și Lavrov l-a atras atenția. Să aibă grijă că nu sunt în situația în care să vorbească despre Crimea când ei au făcut ce au făcut în Kosovo. Americanii însă au vrut să-i liniștească pe europeni după discursul lui Trump care a spus că pentru el NATO nu mai reprezintă o prioritate și vicepreședintele Statelor Unite prezent la această conferință a dat asigurări europenilor că ei, americanii, o să le sară în continuare în ajutor europenilor în caz de nevoie și că America nu își lasă prietenii la greu, dar trebuie să înțeleagă europenii că trebuie să-și plătească tributul. Tributul acela sub formă de buget de înarmare, de cumpărare de armament de la marii producători de arme americane. Pentru că America nu mai este dispusă să-i apere fără să primească niște compensații. Sigur că nu e cazul. De 70 de ani, americanii tot primesc bani de la europeni pentru înarmare, se susține acest mare conglomerat industrial de industrie de boi american, dar nu e cazul. Adică europenii au ajuns la concluzia că e mult mai ieftin să faci pace decât să te înarmezi. E bine, ne înarmăm. Trebuie să ne înarmăm. 2% din bugetele noastre trebuie să se ducă la firmele americane de armament. Și noi, România, ne conformăm. Numai că ce aflăm noi cu această ocazie? Că în toată Europa sunt doar 4 țări care îndeplinesc condiția americanilor. Cu 2% din buget pentru înarmare. Iar doamna Merkel, cancelarul Germaniei, le spune în față la americani că în următorii 10 ani Germania nu va aloca în niciun caz
acest 2% pentru un armar. Deci fiți atenți. Noi românii trebuie să facem. De ce? Că suntem bogați. Noi avem spitale ultraluxoase, avem școli extraordinare, avem șosele, avem irigații, avem industrie puternică, avem tot ce ne trebuie aici, infrastructură, și chiar dacă 50% din populația României își face nevoile în curte, avem de toate și putem să alocăm 2% pentru un armare. Dar doamna Merkel spune că Germania nu poate să facă asta. Doamna Merkel spune că Germania va merge mai departe cu un 1 ceva la sută din buget pentru un armă, pentru apărare. E bine, din nou suntem proștii satului. De ce suntem noi proștii satului? Ce treabă avem noi să ne înarmăm ca disperații? În vreme ce ălorlalți li se rupe și preferă să aibă relații bune cu Rusia. Nu-i mai ieftin să fii în relații bune cu Rusia decât să ai nevoie să te înarmezi? Eu, după mintea mea, eu nu sunt anti-american, să nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt în niciun caz pro-rus. Unii netrebnici mă acusă că sunt rus. Păi, dragii mei, cum pot să fiu eu rus, care n-am cunoscut în viața mea un rus, care n-am vorbit în viața mea cu un cetățean rus, care mai mult provin dintr-o familie care a avut de suferit din cauza rușilor. Bunicii mei după mamă au fost nevoiți în al doilea război mondial, în anul 1944, în 43, în august, să fugă din Basarabia de frica rușilor și să lase totul acolo. Totul. Moșii, averi, că erau oameni bogați. Bunicii mei au pierdut totul. Nu ce au strâns într-o viață, ci au strâns generații în sute de ani. Și au pierdut tot. Și erau să-și pierdă și viața. Și cum pot eu să iubesc pe ruși? Cum pot eu să iubesc pe ruși când am auzit de la bunica atâtea povești îngrozitoare despre ceea ce a însemnat cotropirea rusească? Dar bă, fraților, trebuie să ai și un pic de creier, nu numai ură și răutate și răzbunare. Păi eu știu că trebuie să mă am bine cu ăștia, că sunt vecin cu ei, vreau, nu vreau, sunt vecinul lor. Am fost de sute de ani și o să mai fiu sute de ani cu ei vecini. Păi eu trebuie să mă pun bine cu americanii care sunt pe partea aia a planetei și care întâmplător au acum un pic de interese prin zonă? Sau trebuie să mă pun bine cu ăștia cu care o să fiu toată viața aici vecin? Păi e normal să-mi pun pe ăștia în cap, să-i zgândăr pe ăștia, să le dau cu bățul peste bot. Pentru că așa îmi cer americanii de pe partea aia a globului și după aia eu să rămân singur în fața lor. Vă spuneam același lucru și acum 3-4 ani. Când vă spuneam că într-o bună zi nu o să mai fie Obama, ăla care să aibă interese aici în zona asta, și o să vină un alt președinte care o să zică: ce treabă avem noi, mă, în Europa de asta? Hai, mă, să ne cărăm de acolo, numai cheltuim banii aiurea. Și atunci ce o să facem? E, uite, am ajuns la acel moment. Trump joacă acum o carte diplomatică. El se dă cum că ar fi și el împotriva Rusiei și că nu știu ce. De ce? Pentru că vrea să prindă rădăcini. Pentru că el este foarte nesigur încă de postul de președinte. Pentru că dacă republicanii, neoconii din spatele Partidului Republican, vor să-i dea un șut în cur, păi Trump are viață foarte scurtă, dragii mei. Nici nu trebuie să fie asasinat. Nici nu trebuie să-i se întâmple nimic tragic. Pur și simplu, propriul lui partid poate să-l mazilească și să-l facă să-și dea demisia din postul de președinte. Deci el, Trump, merge pe sârmă. El nu poate să zică că vreau pace cu Rusia și bună înțelegere. Dacă spune chestia asta astăzi, când abia a prins câteva firicele ca președinte, e mazilit a doua zi. El trebuie să se bruzulească la Rusia. Dar în realitate, veți vedea, viitorul vă va arăta. Trump și Putin sunt prieteni. Trump și Putin nu o să facă război, dacă va fi după capul lor. Dacă Trump va avea putere de decizie, relația dintre Statele Unite și Rusia se va ameliora în mod simțitor și zona asta a Europei nu va mai fi o zonă de conflict. Nu se va mai pune problema din Ucraina și așa mai departe. Asta dacă decide Trump. Și atunci noi românii ce o să facem? Americanii o să zică: nu avem treabă noi aici, noi avem problemele noastre cu China, iar noi rămânem singuri în fața Rusiei.
Pe nimeni nu-i interesează de noi, cum nu i-a interesat niciodată, pentru că trebuie să știți un lucru, pe nimeni nu-i interesează de noi. Noi românii ne-am obișnuit să gândim așa, lasă că ne ajută ăia. Bă, peste tot unde mă duc, aud de români care zic, da, ajutați-ne și pe noi. Bă, dar ce avem noi, mă, suntem handicapați, trebuie să ne ajute pe noi cineva? Noi mereu trebuie să fim ajutați. Noi avem atâta prostie în capetele noastre, încât chiar credem că cineva ne ajută pe noi dezinteresat. Păi nu vine nimeni să te ajute, bă, băiete dezinteresat. Și dacă te ajută cineva, îți dă un deget și-ți ia toată mâna. Pe ce noi am ajutat pe cineva dezinteresat? Noi poate da, că suntem blajini, suntem singurul popor care ar face poate așa ceva, dar nici noi prea mult. Dar restul, nemții, francezii, ungurii, austriecii, nu te ajută dezinteresat. Îți dă 10 lei ca după aia, după un an, să-ți iau 100 înapoi. Și e normal că trag pentru binele lor și pentru bunăstarea popoarelor lor. Ăilalți, vecinii noștri, au conducători care luptă pentru binele și bunăstarea popoarelor lor. Nu ca acești conducători spurcați ai noștri care luptă pentru străini, care își vând interesele naționale pentru câțiva arginți. Nu o să ne ajute nimeni niciodată. Așa am făcut și în al doilea război mondial. Noi am crezut că o să ne ajute toți, și americanii, și englezii, și francezii. Vă aduceți aminte, știți, din povești și din filme istorice, cum îi așteptau românii pe americani să vină să ne salveze. Și au venit. Și au bombardat Ploieștiul și au omorât mii de oameni. Bunicul meu a fugit de ruși din Basarabia, a venit în Ploiești și era să moară în bombardamentul american, că l-au scos de sub dărâmături. Toată lumea credea că e mort. L-au găsit după vreo două zile sub dărâmături. A scăpat cu chiu cu vai de ruși și era gata-gata să moară de mâna americanilor. Așa de mult au venit să ne ajute. Dragii mei, nu avem ce să așteptăm de la nimeni. Iar bănuții puțin pe care avem, trebuie să-i cheltuim ca să construim spitale, să avem grijă de copilași și de bătrâni. Nu ca să le facem curul mare la americanoizi. Nu ca să le băgăm miliarde de euro în buzunare acestor oligarhi. Și totuși, dragii mei, iată că se întâmplă lucruri anormale. În vreme ce Merkel zice că ea nu bagă bani în înarmare, pentru că nu are bani Germania, atenție, o țară care este cea mai bogată după mine și cele mai înalte standarde de viață din lume, nu are bani să bage pe înarmare. În schimb, România are. Și iată că aflu eu abia acum, că guvernul Cioloș, desigur cu acceptul președintelui Iohannis, a dat în ultimele zile de guvernare, în luna decembrie a anului 2016, a făcut comenzi totale de armament în valoare de 14 miliarde de euro. Cui? Cui credeți? Industriei militare de armament germane. Bă, fraților, am verificat informația. Este 100% real. Deci, fiți atenți. Nu americanilor, ci nemților. Nemții nu bagă în fabricile lor de armament bani pentru un armare, că le trebuie banii pentru spitale și școli și drumuri. În schimb, românii, săracii europeni, bagă 14 miliarde în fabricile de armament germane ca să le dea salarii și ca să crească nivelul de trai al nemților. Pentru că aceste comenzi, acești 14 miliarde, se vor regăsi în bunăstarea nemților. Ei bine, dragii mei, nu numai că se face această mizerie, această porcărie, iar doamna Merkel îl ceartă pe Iohannis că n-a ridicat bugetul la 2% la înarmare, în vreme ce ea, să vedeți cât de ipocriți. Și ea zice că nici vorbă, că Germania nu are bani să cheltuie pe înarmare. Dar frumusețea e alta. Această decizie a fost luată de patriotul Cioloș imediat la întoarcerea sa din Germania, vizita pe care a făcut-o în Germania, unde fusese convocat de doamna Merkel, și a luat decizia asta încălcând flagrant legile României, care spun că nu ai voie tu să semnezi așa ceva ca prim-ministru. Asta trebuie trecut prin Parlament, trebuie să aprobe Parlamentul. Sunt căi foarte nevoioase, complicate,
pentru a face o astfel de investiție de 14 miliarde de euro, conform legilor românești și normal. Poți tu, nici ca nimeni, un trecător pe acolo, nici măcar ales în funcția de prim-ministru de către popor, să decizi să se ducă 14 miliarde de euro pe ce? Pe fiare vechi. Pe niște chestii care nu valorează nimic. În caz că începe un război cu Rusia, păi nici n-au nevoie să se bată cu noi rușii. Se apasă două butoane, au pornit 1000 de rachete din Rusia și după 3 minute România era rasă de pe fața pământului cu toate aceste 14 miliarde băgate în fier vechi de la industria de armament germană. Ei bine, dragii mei, Klaus Iohannis s-a bătut ca un leu în problema bugetului pe 2017 să avem 2% pentru un armare. Ca un leu s-a bătut. Ziceai că e în joc viața lui. Klaus Iohannis, prietenul doamnei Merkel. Foarte interesant. Nu vi se pare că miroase aici complot româno-german împotriva României? Nu vi se pare interesant? Klaus Iohannis, președintele României, în loc să se bată pentru creșterea pensiilor și salariilor românilor, el se bată pentru ca să se ducă 14 miliarde de dolari în bugetul Germaniei, de la noi, de la români. Nu mi se pare ciudat? Bă, frate, cum e posibil așa ceva? Nu l-a interesat și n-am auzit odată pe Klaus Iohannis să spună că l-ar interesa creșterea bugetului de sănătate sau a bugetului educației. Nu. A avut o singură obsesie, 2% pentru înarmare. În schimb, când a auzit Klaus Iohannis de creșterea salariului minim pe economie, de la o mizerie de 300 de euro la o mizerie un pic mai mare de 350 de euro, a făcut spume, a nebunit. Cum să crească salariul așa de mult? Bă, fraților, cum e posibil tu ca președinte să te superi că le crește salariul celor ce te-au votat pe tine? Și să te lupți? Să creezi sărăcie în România și să trimiți 14 miliarde în Germania. Cum e posibil așa ceva? Și să faci toate astea, că dacă le-ai face pe ascuns, dacă ai complota, ai zice, bă, ce ticălos, a complotat. Bă, fraților, de o face deschis? O spune la televizor? Vă scuipă între ochi pe față, nu așa, nu vă bârfește pe la spate. Nu vă fură pe la spate. Vă dă palme și vă scuipă între ochi pe față. Și intrați să vedeți pe comentarii la emisiunea mea câți mă înjură că sunt pesedist, că sunt bolșevic, că nu-l iubesc pe Iohannis și de ce nu-l iubesc pe Iohannis. Ei bine, dragii mei, astea toate în timp ce în România vedeți toată ziua la televizor mor mii de copii bolnavi de cancer că nu sunt bani pentru tratamentele lor. Și vedeți tot timpul pe la televizor cum cerșesc părinții să le depui în conturi câte un euro, 2, 3, în speranța că își salvează copiii și au cu ce-i opera și salva. Pentru copilașii ăștia care mor anual în România, nu sunt bani. În schimb, sunt bani pentru fiare vechi pe care le vom depozita undeva, în nu știu ce hangare, și care la primul semn de război vor fi bombardate de rachete rusești și vor dispărea ca și cum n-au fost. În schimb, dacă nu va fi război niciodată, noi vom înregistra zeci de mii de morți, sute de mii de morți prin spitalele românești, oameni care ar fi putut fi salvați și care au murit din cauza că avem un Cioloș ca prim-ministru, un Iohannis ca președinte, un PSD ca miniștri și ca guvern. Pentru că avem niște conducători care pur și simplu își bat joc de noi. Doamna Merkel, dragii mei, în schimb, are probleme mai mari decât Iohannis. Un sondaj de opinie făcut săptămâna trecută arată că ar obține 38% din voturi în cazul unor alegeri dacă ar avea loc mâine, iar contracandidatul său din alegerile federale din septembrie, Martin Schulz, ar ajunge la 49% dacă ar avea loc vot direct. Atenție! În Germania, primul ministru nu se alege prin vot direct, cum nu se alege nici la noi, nu are voie poporul să-și aleagă singur conducătorii,
Dar sondajele de opinie făcute referitor la situația partidelor arată că pentru prima oară în ultimii, nu știu, cred că 20 de ani, pentru prima oară SPD-ul, Partidul Social Democrat, PSD-ul de la noi cum ar veni, depășește CDU, adică Partidul Creștin Democrat, adică un fel de PNL de la noi. Partidul Angelei Merkel. Pentru prima oară, CDU este în situația riscantă de a pierde alegerile și de a nu mai da primul ministru. De ce se întâmplă toate acestea? De unde, dragii mei, până nu de mult, până acum un an, Merkel nu avea contracandidat. Era departe de următorul contracandidat în sondajele de opinie. Iată ce s-a întâmplat cu Frau Merkel din cauza că a mers pe linia aceasta a noii ordini mondiale, lui George Soros, a mers pe mâna lui Obama și a lui Hillary Clinton și iată că popoarele se trezesc. Iată că după ce s-a trezit poporul american, după ce s-au trezit italienii și au dat un șut în cur lui Renzi, după ce, iată, sunt semne clare că Marine Le Pen va câștiga alegerile prezidențiale din Franța, pentru că nu are contracandidat. După ce, iată, în Olanda, acest Wilders spune clar că va trimite acasă toți arabițoii din Olanda, că s-a terminat cu islamul și cu musulmanii în Olanda, iată, toți se trezesc. După Victor Orban în Ungaria, după ceea ce se întâmplă în Polonia, după ceea ce se întâmplă în Austria, toți se trezesc, uitați-vă, până și în Bulgaria. Numai la noi, în Românica, dormim somnul cel de moarte. Numai la noi, în România, nu există niciun lider antisistem. Nu există niciun fel de mișcare de apărare. Numai la noi, în România, nu există sistem imunitar de apărare. Acest popor nu are conștiință de neam și țară. Acest popor efectiv nu are sistem imunitar dezvoltat pentru a se apăra împotriva unor viruși, gen George Soros sau a trădătorilor de țară din interior. Cum încearcă unul să scoată capul în această țară și să facă ceva pentru țara lui, sar imediat puhoaie de românași care să-i dea în cap, de ce vrea să iasă în relief? De ce vrea să iasă în evidență? Adică ce-ar vrea el? Ia uite, domnule. Ei bine, dragii mei, am rămas ca de obicei, coada Europei. Suntem proștii satului, suntem singurii care încă sunt un rai pentru George Soros. În rest, vedeți, în America se pune problema să fie interzise ONG-urile lui Soros, din Ungaria i-au dat afară, de pe peste tot sunt alungați. Numai la noi e raiul lor. Ei pun guverne, ei fac manifestații, ei controlează protestatarii, ei controlează televiziunile, ei fac tot. E țara lor. Și noi românii ne înjurăm între noi. Ne batem între noi. Asta este. Comisia Europeană, dragii mei, ca să vedeți încă o dovadă de ce pățim noi, românașii, Comisia Europeană a lansat săptămâna trecută proceduri de infringement împotriva României și Ungariei în privința comerțului cu amănuntul la produsele agricole și alimentare, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar. Cele două state, România și Ungaria, sunt acuzate de îngrădirea liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană, în cazul României fiind vizată legea care obligă supermarketurile să scoată la vânzare produse agroalimentare în proporție de minim 51% fabricate în România. Deci, trădătorii ăștia de politicieni au dat o lege, nu știu cum, dar au dat o lege prin care să fie obligate supermarketurile ca din totalul legumelor și fructelor și a produselor agricole comercializate în supermarketuri, măcar jumate să fie de proveniență românească. Adică să mâncăm cartofi românești, să mâncăm mere românești, să mâncăm morcovi românești, roșii românești, nu să mai aducem tot felul de otrăvuri pline de chimicale de prin Turcia, Polonia, Ungaria, Olanda,
Franța, Spania și așa mai departe. Această lege era neapărat necesară. De ce? Pentru că producătorul român nu se poate lupta cu producătorii agricoli din celelalte țări. Am mai explicat într-o emisiune de-a mea acum vreo 2 ani câtă nedreptate este pentru agricultura românească. În România, ca să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat, am să repet un pic, am să reiau această temă pe scurt. În România avem pământ agricol foarte bun. Avem mână de lucru foarte ieftină. Am putea să producem foarte competitiv. Și totuși, când ieși pe piața europeană la vânzare cu produse agricole făcute în România, ești necompetitiv. E un paradox, nu? Cum dracu, bă? Aici pământul agricol e foarte ieftin, e foarte bogat, foarte roditor, nu prea ai nevoie nici de irigații de multe ori. Și totuși, de ce nu reușim să fim competitivi? Păi nu reușim să fim competitivi, de ce? Pentru că a avut grijă politicianul român, cei ce au negociat intrarea României în Uniunea Europeană, ca agricultorii români să primească aproximativ, nu mai știu exact datele, vi le spun aproximativ, să primească niște subvenții, ajutoare de la stat, de parcă 150 de euro la hectar, în vreme ce în toate celelalte țări din Europa, subvențiile încep de la 250 de euro, mergând în Franța chiar până la 550 de euro la hectar. Deci, atenție, în Franța, fiecare agricultor e ajutat de către statul francez cu 550 de euro la hectar cu care poate să-și cumpere utilaje agricole, îngrășăminte și mai poate să-i rămână și bani. În România doar cu 150 de euro. Aproape un sfert. Păi normal că românul nu poate să-și cumpere nici utilaje agricole, nici îngrășăminte, că nu poate să se dezvolte, că-i vai de capul lui și în final ajunge la concluzia că nici nu poate să-și vândă marfa din cauza concurenței francezului care primește 550 de euro la hectar, ajunge la concluzia că mai bine vinde terenul agricol, că îi iese în pierdere. El din ce vinde marfa pe care a realizat-o într-un an de muncă, nu recuperează nici cât a băgat în sămânță și în lucrările agricole. Și atunci ce face românul? Păi este obligat, din pure rațiuni economice, să-și vândă terenul agricol, că nu e un business, nu merită. Nu numai că nu câștigă, dar ajunge la faliment. Păi nu asta s-a și dorit? Să se ajungă la faliment. Să ajungă să falimenteze țăranul român ca să-și vândă terenul agricol pe nimic. Să vină olandezul, francezul, neamțul, italianul, spaniolul să cumpere terenul românesc. După care, sigur că da, când 90% din terenul agricol va fi al lor, o să se dea și aici subvenție 550 de euro. Da, atunci România, tot terenul agricol va fi al lor deja, dragii mei. Ei bine, câțiva parlamentari români s-au gândit să dejoace acest plan mărșav al Uniunii Europene, și au dat această lege, o lege care ce făcea? Ținea în viață agricultorii români puțin câți mai sunt. De ce? Pentru că fiind nevoit să cumpere de la români, va lua la prețul pe care îi dă agricultorul român. Mărul, cartoful, castravetele și așa mai departe. Că degeaba îi dă mai ieftin polonezul. Că e obligat să cumpere și de la român și atunci trebuie să-i dea românului cât are el un preț să-l scoată la nivelul de supraviețuire. Și atunci românul supraviețuiește și el, și tu o să cumperi în supermarket, în loc să cumperi cu 2 lei kilogramul de mere, o să-l iei cu 2,50 lei. O dramă, nu? Dar supraviețuiește agricultorul român și nu-și mai vinde terenul pe nimic. Neamțului sau ungurului sau italianului. Ei bine, chestia asta ar fi fost foarte bună pentru că era o gură de oxigen pentru agricultura românească, pentru economia românească și ar mai fi pus frână vânzărilor acestea masive de teren agricol către străini. Ei bine, ce a zis Uniunea Europeană? Legea asta nu suntem de acord cu ea. Dacă dați legea asta, vă bulim. Infringement. Știți ce înseamnă asta? Amenzi uriașe pentru România. Înseamnă că ce câștigi pe mere, dai pe pere. Practic, nu avem voie să ne salvăm pământurile agricole, nu avem voie să ne salvăm agricultura. Este ca și cum, practic, Uniunea Europeană îți spune nu. Toată agricultura voastră, tot terenul vostru agricol, trebuie să intre în labele noastre, ale marilor capitaliști agricoli occidentali. Așa sunt regulile jocului.
Ați semnat aderarea la Uniunea Europeană cu condițiile astea? Ați semnat. Cine a semnat? Năstase. Cine a fost comisar pe agricultură din partea României? Cioloș. Bă, cel mai deștept om al vostru, bă, primul ministru a fost acolo, comisar agricol. Năstase. Cel mai luminat prim-ministru din istoria României, cum am auzit niște idioți spunând. Păi, bă, cei mai buni oameni ai voștri au acceptat situația asta, condițiile astea. Asta este acum, ați semnat? Trageți. Și uite așa, dragii noștri, se duce țara asta de răpă. Eu v-am mai spus. România, eu nu sunt un anti-UE. Acum, iar o să spună unii și alții că sunt anti-NATO, că sunt anti-UE. Nu sunt anti-UE. Eu cred că România trebuie să fie în Uniunea Europeană. Dar în alte condiții, nu în astea în care suntem noi acum. Condițiile actuale în care noi facem parte de Uniunea Europeană nu sunt înjositoare, nu sunt umilitoare, sunt distrugătoare pentru România. România va fi în scurt timp distrusă, pulverizată, va fi efectiv, va dispărea România de pe harta Europei în condițiile acestea. Uitați-vă, este incredibil ce s-a întâmplat în România în acești 27 de ani de la Revoluție. Toată industria și tot ce s-a clădit în România, economie cu 100% capital românesc, a dispărut. Toată economia românească a intrat în mâinile lor în doar 27 de ani. Pierderile suferite de România sunt atât de mari, mai mari decât au fost în două războaie mondiale la un loc. De ce? Din cauza conducătorilor pe care am avut, care de cele mai multe ori au fost trădători de țară și când n-au fost trădători de țară, au fost idioți. Proști. Noi, românii, am intrat în Uniunea Europeană, vă făceam eu o metaforă, exact ca atunci când boierul îi spune lui Vasile, care are și el un pogon acolo la marginea moșierului, și îi spune, bă, Vasile, bă, tu trăiești prost, bă, toată ziua muncești la câmp, și nu faci decât producție acolo, bucate, cât să-ți ajungă ție și la familia ta să nu muriți de foame. Bă, nu vrei tu să vii cu toată familia ta aici la mine, la Conac? Cam așa a fost, știți, boierul, a fost Uniunea Europeană și noi suntem Vasile Sărăntocu, țăranul, plugarul. Și ce a zis Vasile, românul? Bă, vin Conașule, o, nevastă, ia auzi, bă, vetă, ia auzi, bă, ne cheamă Conașul la el, la Conac, bă, am pus-o. Să aia suntem boieri și noi de acum încolo. Numai că atunci când s-a văzut la Conac, Vasile prostul satului, a văzut că pe fiică sa a făcut-o cameristă la Conaș și a rămas de 3 ori gravidă în 6 luni, a văzut că nevastă sa stă și spală rufe și vase și gătește 20 din 24 de ore, iar el, Vasile, în loc să stea în Conac să fie boieraș cum a visat el prostalău, stă toată ziua în grajd, în bălegar până la gât. Și e sclav și muncește și el și familia lui 20 din 24 de ore, mănâncă doar resturi de la masa conașului, a pierdut tot. A pierdut și pogonul de teren ce l-avea și bordeiul pe care l-avea, că i-a luat conașul tot, că a zis, bă, dacă vii la mine, astea ți le iau. Și a pierdut tot ce avea prostul și a ajuns și sclav, și umilit, și batjocorit, și ăsta suntem noi, țăranul Vasile, la Conașul, la boierul Uniunea Europeană. Exact asta am pățit. Și mai suntem și de rușine. Mai și râde de noi și ne batjocorește. Dragii mei, am ajuns dintr-un popor respectat, dintr-un popor mândru, cum eram acum 25 de ani, am ajuns rușine Europei. Ne înjură peste tot. Pun pe restaurante, afișe, intrarea românilor și a câinilor interzisă în restaurant. Asta am ajuns. Păi sigur că am ajuns așa. Dacă 5 milioane de români au plecat în pribegie că nu mai au unde să lucreze în România, că au avut grijă să distrugă toate fabricile. După aia noi suntem vinovați. Românii sunt hoți că fură o țiplă de salam ca să aibă ce mânca. Sunt hoți români. Sunt hoți românii ăștia simpli care se duc și slugăresc prin străinătate și muncesc pe salarii de mizerie și trăiesc și dorm sub poduri. Ăștia sunt hoți. În schimb, ăștia care au condus țara, politicienii, care au fost cozilele lor de topor ca să jefuiască țara asta ca în codru, care le-au dat toate pădurile și terenurile agricole și petrol și gaz și tot,
Sunt faini, sunt milionari în euro, sunt protejați, au dosare, dar dacă fac ce trebuie și dacă sunt ascultători, dosarele le-am ori acolo, în sertare. Și noi? Noi românii mergem la proteste și ne batem între noi. Și vine și mai e puțin și te ia la bătaie, că zici că vrei să, că împarți manifeste cu jos mafia politică. De ce? Pentru că el e politician. El este tânăr aspirant la postul de consilier județean. Și vine și în stare să-ți bage și cuțitul în gât, că ai zis jos mafia politică și el este tânăr aspirant politician penelist la Consiliul Județean. Da. Și atunci, cum să ne salvăm țara, dragii mei? Eu vă zicem, zice unul, că sunt rusofon. Păi, bă, rusofon înseamnă să fim împotriva rușilor. Băi, fraților, ceva. Mă rog. Am vrut să zic că rusofil, adică eu aș ține cu rușii, da? Mă, de ce aș ține cu rușii? Faptul că îmi doresc să nu fim dușmani cu ei, să ne arunce bombe în cap, înseamnă că iubesc pe ruși, că pe cuvântul meu, dacă înțeleg chestiile astea. Băi, când îmi spune câte unul că țin cu rușii, că sunt rusofil, păi, bă, frate, sunt rusofil că nu vreau să ne arunce bombe în cap, dar bomba aia atomică care ar cădea m-ar omorâ și pe mine, dar și pe tine care mă jignești. Și ție ți-ar muri familia. Sau poate tu lucrezi în California, la o corporație, la nu știu ce, și n-ai probleme și ți-e ușor să mă faci pe mine rusofil. Mă rog, vai de capul nostru, ce neam de rahat suntem. Dragii mei, dați să vedem dacă mai am vreun subiect, să vă mai plictisesc puțin. Vă mai plictisesc un subiect ca să n-am restanțe pentru data viitoare. Curtea de Conturi a României a publicat un raport pentru anul 2015 în care arată că Agenția Națională pentru Resurse Minerale a stabilit în mod incorrect prețul de referință a gazelor naturale, prin urmare, redevențele cuvenite bugetului de stat a României au fost mai mici cu circa 4,6 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro. Fiți atent. Această Agenție Națională a Resurselor Minerale este o agenție care trebuie să urmărească felul în care sunt exploatate resursele minerale ale țării și să se îngrijească ca România să-și primească rahatul ăla de nimic de redevențe, praful ăla de pe tobă, dar măcar pe ăla să-l primească. Ei bine, nici puținul ăla pe care îl primim noi redevență. Știți cum e cu redevențele astea? E ca și cum tu ai în curte un vișin și pentru că ești o putoare de om, ți-e lene să sculeți singur vișinele, îi spui vecinului, bă vecine, nu vrei să-mi culești tu vișinele? Uite, culești tu vișinele și după aia, din câte kilograme faci, îmi dai și mie ceva. Și vecinul zice, bine bă, zice, îți dau 3%, atâta ne dă nouă OMV-ul, pe gaz și pe petrol. Dar când vine vremea, după ce a cules 100 de kilograme de vișine din vișinul nostru, atenție, noi am spus să vină să le culeagă, nu el, nu ni le-a furat. A venit, a cules vișinele și la sfârșit ar trebui să ne dea și nouă 3 kg din 100. Nici pe alea nu ni le dă. Ne dă doar 2 kg. Bă, vine! Dar, atenție, calculul la cât trebuie să ne dea e făcut tot de niște români. Calculul la câte vișine trebuie să-mi dea mie vecinul pe vișinul meu e făcut de fiul meu. Iar fiul meu mă înșală pe mine și ne înșală pe noi, familia noastră, să primim doar 2 kg, nu 3. Bă, fraților, în loc ăștia de la ANRM să nu știe cum să facă, să luăm mai mult, ei sunt de partea lor. Ce să mai vorbim, bă, fraților? Ei, noi suntem țara în care Ministrul Energiei este în ultimii 5 ani pus tot de către OMV. Tot de către OMV. Adică cei ce ne exploatează petrolul își pun ei director, ministru al energiei pe țară. Ce să mai vorbim? Băi, fraților, ăia din Agenția Națională a Resurselor Minerale sunt politicieni români, care ar trebui să nu știe cum să facă dacă tot e mic această redevență. Măcar să o primim pe aia. Băi, fac în așa fel încât nici pe aia să nu o primim. Vă dați seama dacă au țepuit ăștia de la ANRM bugetul statului de 1 miliard de euro. Ia gândiți-vă. Cei câțiva șmecheri de la ANRM care au dat-o la pace
cu aia de la OMV să plătească cu 1 miliard de euro mai puțin redevență. Ia gândiți-vă cam ce bani au făcut. Nu mai au o idee, bă, da. Eu cunosc pe unul de la ANRM, care este nu milionar în euro. Are o avere de sute de milioane de euro. Eu îl cunosc personal. Sute de milioane de euro și lucrează la ANRM. Bă, fraților, voi vă dați seama ca să dai cadou 1 miliard de euro OMV-ului, cam ce șpăci se dau, cam ce bani se încasează, ca să te vezi că, să te faci că nu vezi 1 miliard de euro. Și acolo lucrează câțiva oameni. Îi împart între ei sume de ordinul sutelor de milioane de euro anual. Vă dați seama ce trai au unii și ce beneficii au unii în țara asta ca să-și trădeze țara și neamul. Vă dați seama ce ar însemna, uitați-vă de aici, numai de aici, 1 miliard de euro. În plus, știți ce ar însemna 1 miliardul ăla de euro? Pensii, probabil cu 200 de lei în plus pentru toți românii din țara asta, pentru toți pensionari. Băi, fraților, nu-i de mirare că trăim prost. Dar principalii vinovați, vreau neapărat să vă spun chestia asta, nu sunt străinii care ne fură. Sunt românii care sunt complicilor și care îi invită să ne fură. Nu cu străinii trebuie să avem noi grijă, să avem noi treabă. Nu pe străini trebuie să-i urâm noi. Sigur că ei vor să ia de aici, de acolo, de unde pot, cât pot de mult. Sigur că Germania e interesată să propășească neamul german. Sigur că se luptă Angela Merkel și miniștrii germani să ia din România și să dea la nemți. Sigur că se luptă Germania să facă excedent bugetar. Au ajuns la 8% excedent al balanței comerciale, Germania. Și toate celelalte țări din Europa au deficit al balanței comerciale. Practic, toată Europa muncește. Toate țările europene muncesc pentru bunăstarea Germaniei. Și sunt de acuzat, nemții? Păi ei sunt de acuzat. Sunt proști cine, e prost cine cere sau cine dă? Sunt de vină ăștia că la bugetul statului s-a luat 1 miliard de euro din redevențe mai puțin decât trebuia? Credeți că se va recupera 1 miliardul ăsta de euro? De unde să se recupereze? Păi cum le iei la ăștia de la ANRM 1 miliard de euro? Păi în primul rând că șpăgile lor însumate fac maxim 100 de milioane. Dar banii ăia nici nu sunt în țară. Ăia sunt prin offshore-uri, prin fel de fel de conturi, din Dubai, din Luxemburg, din Liechtenstein, din... Vă dați seama, nu mai ajungi la banii ăia niciodată. Dar măcar să vezi că îi caută cineva. Că îi trage la răspundere, că îi bagă la pușcărie. Nu. A trecut această știre pe care v-am dat-o acum la sfârșit de emisiune, ca și cum, cum să vă spun, mai puțin grav decât dacă ar fi spus o prezentatoare TV că mâine va fi Lapoviță și Ninsoare. Pur și simplu, nici măcar nu mai bagă nimeni în seamă chestiile astea. 1 miliard de euro. Cu 1 miliard de euro ai fi putut face toate spitalele din România la nivel occidental. Dragii mei, o singură speranță. Se apropie ziua Marii Revoluții. Poporul ăsta nu va mai duce mult timp povara asta a ticoloșiei stăpânilor ei. Acest popor s-ar putea să facă Marea Revoluție acum, în curând, odată cu această lege a grațierii și amnistiei. Singura mea frică, teamă, este că vom pierde și acest moment. Că va trece și acest moment pe lângă noi, fără să profităm și să ne luăm cu adevărat țara înapoi. Țara înapoi nu o să ne luăm votând un Klaus Iohannis sau un Băsescu sau un Ponta. În niciun caz în felul ăsta nu o să vă luați țara înapoi prin vot. Țara asta înapoi ne putem lua doar printr-o revoluție și instaurarea meritocrației, a Constituției meritocrate, care pur și simplu le ia din mâini ocultei mondiale acest instrument prin care stăpânesc România. Mafia politică. Efectiv, le luăm rotița din țată, rotița de transmisie dintre vârfurile ocultei mondiale și bogățiile noastre ale poporului român. Pur și simplu le tăiem craca. Dar pentru asta trebuie să fim uniți
Și la următoarele proteste uriașe ce vor avea loc în această țară, să ne impunem punctul de vedere. Să fim acolo în stradă, noi, dar nu dezbinați. Nu lăsându-i pe soroșiști și pe angajații corporațiilor să ducă lucrurile încotro vor ei. Să ducem lucrurile acolo unde vrem noi. Nu să ne spună ei ce manifeste avem voie să împărțim și ce bannere avem voie să punem. Pe ce democrație e asta? Ce libertate e asta în care vine un protestatar și interzice altuia să ceară ceva? Unde s-a pomenit așa ceva? Dacă va fi nevoie, trebuie să dăm și cu pumnul, dragii mei. Dacă va fi nevoie, trebuie să ne apărăm țara. Eu sper să nu fie nevoie. Să putem să ne luăm înapoi cu mijloace pașnice. Dar voi cei mulți, veți decide. O luăm înapoi cu binișorul sau cu forța, sau o lăsăm, le-o lăsăm cadou și ne ducem în lume unde o vedea cu ochii și renunțăm să mai sperăm la avea o România noastră. Dragii mei, sper să ne revedem cu bine săptămâna viitoare sau, dacă va fi cazul, unei ediții speciale, să sperăm că va fi cu vești bune și nu rele. Până atunci, ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!